Schimbarea începe în vise. Mi-aduc aminte cu nostalgie copilăria, când pe furiș mă îngălțam cu pantofii mamei și eram sigură că erau foarte mari, dar încercam cu stăruință să-mi păstrez echilibru și să merg în cred. Era un vis. Era visul meu de a avea acei pantofi. De fapt, visam în momentul în care pantofiorii aceia, sau unii mai frumoși, vor fi la un moment dat ai mei. Iar schimbarea s-a produs. Îți mulțumesc că a terminat că m-ai ajutat în această seară. O să încerc să rămân eu papucii aceștia ai tăi. Așa. Să mergem mai departe. Mulțumesc. Așa se întâmplă și cu visele noastre. Ajunge la un moment dat, în care este momentul în care începe să ne temem. Începe să ne gândim, oare merită să visez? Oare merită să mă gândesc la acel lucru măreț? Dar visul are timpul lui să devină realitate. Doar îndrăznind să visăm. La vârsta de 18 ani este minunat să visezi. Toată lumea este a ta, nimeni nu te bagă în seamă, nimeni nu te critică. Lupți pentru a ajunge cât mai departe. Pe la 25 de ani, mai ai încă toate posibilități să faci anumite lucruri, ești hotărât să mergi în anumite direcții și să obții un rezultat. Dar vine vârsta de 30 de ani, când visele tale, alături de tine, capătă oarecare formă de maturitate. Este momentul în care ne gândim de mai multe ori dacă vreau să visez, dacă nu cumva este acea greșeală care va schimba radical viața. Mă uit în jurul meu, sunt foarte atentă la ce se întâmplă în jurul meu, la lumea care începe să mă critique, să mă condamne, să mă analizeze, sau poate uneori chiar să mă arate cu degetul. Acum începe schimbarea în a transforma ideea de a visa în trecut. În a uita de speranțele, dorințele și lucrurile la care noi vrem să lucrăm pentru a avea o schimbare. De ce? Ei bine, nu am să vă dau răspunsul. Pentru că vreau să merg pe ideea lui colegului Emi și să vă spun că cred acum în fața voastră și sunt sigură că în fiecare din voi există încă puterea, îndrăzneala, libertatea de la 18 ani. În fiecare dintre voi există acea putere de a continua să visați. Așa cum aceste junioare au visat că vor fi în această seară în fața voastră și au ajuns. Există în continuare puterea de a merge și a face lucrurile în sensul în care visați și sperați. Îndrăznește să visezi. Ioana provenea dintr-o familie modestă de la țară. Mai avea 5 frați. Și cu toții trăiau într-o casă izolată, din care mai rămăsese o bucătărioară și o cameră scurtă în care trăiau 700. În fiecare dimineață, frații ei, în afară de Ioana, se trezeau, se îmbrăcau la lumina unei lumini și plecau bucurești spre școală. Cu toții, în afară de Ioana. Ziua trecea destul de repede. Ioana trebăruia în casă alături de mama ei și aștepta nerăbdătoare în momentul în care veneau copiii cei mici la școală, ora 1, adică, ca să se așeze alături de ei. Mâncau și împreună se duceau la tema. Ioana era în mijlocul lor. Era singura care punea cele mai multe întrebări și care chiar uneori îi ajuta să rezolve anumite lucruri, anumite probleme, despre care uitaseră și învățase în trecut. Ioana era cea care știa absolut tot. Ioana avea un vis. Vrea să devină profesoară pentru copiii la fel ca ea. Anii au trecut și Ioana a reușit să-și îndeplinească un vis. A reușit să fie alături de acei copii și să devină profesoară la o școală de învățători.
Ioana era nevăzătoare. Îndrăznește să visezi viața aparține acelora care te visează. Thank you.